Festival al Gastronomiei și Tradițiilor Pescărești s-a deschis astăzi. După cum se poate vedea, lumea a început să circule și să deguste produsele, de la cele tradiționale, la cele de rețete ceva mai moderne. Ne pregătim intens aici, în spatele meu, Paul Surgiu Fuego își face intrarea, ca să spun așa, probe de imagine și de sunet. Cu siguranță va fi un spectacol excepțional în această seară. Cu siguranță o să aveți parte de o experiență culturală inedită, de experiențe gastronomice pe gustul fiecăruia. Nu are cum să nu-ți placă și cred că nu vor fi critici anul acesta. Dar ca orice lucru și ca, este perfectibil de la an la an, pentru că încercăm să facem o tradiție din acest festival, ne vom îmbunătăți și noi.